Salutare, București FM, BFM 98,3 În comunitate, scuze pentru voce Vorbeam și mai devreme cu Vicențiu În emisiunea anterioară Despre, vă spun, varianta oficială Varianta neoficială Că m-a lăsat vocea buluc Varianta oficială este că încerc Ceva nou, un experiment O combinație, un simbiont Între uh, Mirabela Dauer și Amanda Lir Și să vă Până la sfârșitul săptămânii Sper mai devreme chiar să se, uh, să se încheie Așa, în comunitatea asta discutăm uh, despre cele mai importante lucruri din lume Așa Serios Nu cred că sunt altele mai importante atunci când vorbești dintre relația dintre părinți și copii Despre nu modul în care ar trebui să se comporte copiii, că ei au întotdeauna o scuză, ei sunt copii Ci modul în care ar trebui să se comporte adulții, pentru că la, la ei nu e nicio scuză, tocmai pentru că sunt uh, adulți Mirela să luna bine ai venit în emisiune. Bine te-am găsit, Răzvan. Sănătate multă îți doresc. Suntem live pe Facebook, da? da. Uh, pe, pe, site, pe site, da. Se poate și vedea emisiunea, puteți să o vedeți, bineînțeles, de asemenea, numai să o ascultați pe, invita pe invitată, bucureștefm.ro, site-ul nostru. Astăzi este despre astăzi, în mod evident. Și cartea, și emisiunea. Totul se desfășoară în timp real. Știi că mie mi-au luat vreo 40 de ani ca să înțeleg că astăzi este despre astăzi. Până la 40 de ani eram convinsă că am tot timpul din lume și că merită să nu sacrific nimic și să nu preocupețez niciun efort ca să ating la... Să, să ajung la ținta propusă. Eram... trebuia... azimut. Trebuia să-mi arăt hmm. ținta și... Uh, nimic nu-mi stătea în cale. După 40 de ani am realizat că fiecare zi este, de fapt, unică și eu nu trăiesc ca și când ar fi ultima zi din viața mea, ci trăiesc fiecare zi ca și când ar fi prima, prima zi din restul zi. vieții da, mele. Da, restul zilor care au mai rămas, într-adevăr. E foarte greu, ai perfectă dreptate, cred că oamenii o, e așa... foarte simplu din, din, da. din momentul în care începi să-ți dai seama Cu de asta. Cu adevărat, probabil, dar și te-a pus să și faci ceva, da. măcar să miște, să faci primul pas. E greu să te gândești în felul acesta, pentru început, după care sunt convins și o să discutăm despre asta, că lucrurile intră în normal. Cădem în confortul ăsta de a considera fiecare zi, zi de astăzi. Un fel de pregătire, o trambulină, o rampă de lansare pentru ziua de mâine, care e mult mie mai -a, importantă. Mie mi-a venit ziua uh, ideea acestui titlu, care de fapt uh, e uh, titlul unui articol apărut pe blog în urmă cu câțiva ani. Vorbim cu fica mea la telefon, era plecată la maica mea, Câți are acum? acum face 16, 16. dar uh, mi-a dat Dumnezeu un copil care să mă pună la treabă și care să mă oblige să evoluez în fiecare zi. Cum o cheamă? Maia. Te, te salutăm dacă ne-ai și uh, este... Mi-am născut cea mai frumoasă prietenă Și mi-am crescut cel mai bun Partener de viață Și de drum hmm. și de existență Posibil și mai eram în vacanță La maica mea și am sunat într-o zi și am zis Ce faci mami? Ce să fac? Mă gândesc Că astăzi, este că astăzi e astăzi Zic, Cum adică astăzi e astăzi? Păi mama, eu nu nici ziua de ieri Și nici nu sunt curioasă ce o să se întâmple mâine Copilul meu care avea câțiva ani Foarte puțini mi-a luminat în momentul ăla gândurile. Nu, nu mi-am pus niciodată problema asta și mi-am dat seama că în fiecare zi regretam ceva din ziua de ieri și așteptam să vină mâine ca să mă apuc de altceva sau să încep un lucru sau să finalizez o poveste sau să trag linie. Amânam în permanență lucrurile. Asta nu înseamnă firește că să nu înțelegeți greșit, dragi prieteni, dacă m-am exprimat eu poate ca atare. Nu înseamnă că nu îți faci planuri. Omul este predestinat să-și facă planuri, să se gândească în perspectivă. În același eh, timp, cred că este un lucru extrem de important, ascultând de pe tine, îmi dau seama încă o dată cât de important este, să nu sacrifici momentul. Eu am o prietenă care îmi spune că sunt singurul om din viața ei care își trăiește visele sub ochii ei, pentru că eu povestesc, eu acum 10 ani le spuneam celor din jur. Eu o să fac o trupă și o să aibă și copiii din România, fix ca la Disney, o trupă de artiști români care să promoveze valorile românești și să aibă energia noastră românească cu personaje pe care copiii să le iubească, să le poată întâlni. Să ajungem și în cucuieții din deal în capătul României și Prum, ei să, să acolo. ne poată întâlni. Da. Uh, acum 10 ani le povesteam celor din jurul meu cum o să am eu multe microbuze cu personajele pe care eu o să le inventez și o să scriu cântece și cântecele astea o să devină instrumente de lucru pentru cadrele didactice. Uh, mie toate lucrurile astea mi se întâmplă. Dar uh, nu. Aștept să vină mâine Ca să pun ceva în practică mm -hmm. Iau astăzi ceea ce pot să fac astăzi Exploatez ziua la maxim Iar seara mă culc liniștită Că am făcut tot ceea ce ținea de mine Să fac din ziua de astăzi o zi frumoasă Și mm -hmm. să profit de toți oamenii cu care mă întâlnesc De toate ocaziile care mi ies în cală Uite ce spune despre tine în această carte Practic te părăsc Așa. Chiar de la început. Mirela Retegan, autoarea, prezentă în emisiunea Comunitate București FM BFM. Este uh, cartea astăzi despre astăzi. Poate fi astăzi și mâine comandată online, uh, comandată pe site-ul editorii Curtea Veche. Vreți să spui că astăzi despre astăzi poate fi comandată astăzi? Astăzi, exact. <hă> și săptămâna viitoare, pe 24, o să fie lansarea ei oficială. 24. Aprilie. Uh, autor, blogger, mama, antreprenor, influencer, antrenorul părinților, prieten, luptător pentru libertate, om de televiziune, om. Firește, ordinea este... nu are niciun fel de importanță, mă, cu siguranță, pentru că ar fi bătălie mare. Toate sunt importante. Mama, evident, om, de asemenea, prieten, nu mai vorbesc. Uh, dar printre toate aceste lucruri despre tine... Uh, văd aici antrenorul părinților. Uh -huh. Eu sunt părinte, te rog, întâi sau așa... Ești în părinte începător? Începător. Tocmai de aceea păstrez o distanță ca la bancomat, <laughs> de aceea de protecție. Uh -huh. Stau la oarecare distanță, <laughs> sunt <laughs> atent. Încă, încă ești liniștit. Da, sunt atent, mă uit la tine și te ascult cu, cu mare atenție. Uh, ce înseamnă antrenor de părinți? Uh, Cristina Bazavan mi-a spus la un moment dat, povestindu-i despre toate lucrurile pe care le fac și știindu-mă de vreo 20 de ani, Cristina a zis, măi, tu ești antrenor, tu îi înveți pe părinți lucruri. Uh, părinții uh, ca, sunt intră într-o zonă de căutare disperată de soluții care să le facă viața mai ușoară. Cât copiii sunt foarte mici, bebeluși, este perfect. Mm. Este minunat. Atâta timp cât ei mănâncă ce le dăm, stau se îmbracă cu ce vrem noi, dorm când îi culcăm noi, stau unde îi punem, este perfect. Da. După 2 ani încep să-și manifestă personalitatea, să se mănânce ce distanțele. vor ei, să se îmbrace cu ce vor ei, Pleacă să se cugem, să noi. se... Exact. Și toată Relaxarea asta se transformă într-o panică și într-o ușoară disperare. Părinții pierd controlul și, din fericire pentru copiii noștri, și, din păcate, pentru noi, se întâmplă din ce în ce mai repede. Generațiile vin cu niște date fantastice și copiii sunt foarte curajoși și uh, precoce, își uh, câștigă singuri independența. Și atunci părinții ajung în punctul în care nu mai știu cum să-i gestioneze. Și încep să citească tot felul de cărți scrise de. Divers specialiști care le promit că în șapte capitole și în cinci da, pași De la pagina o să, 50 exact, încolo. O să și stii... mai e un lucru, uh, ai perfectă dreptate, aș adăuga ceva. Părinții caută cu febrilitate în memoria lor uh, corespondentul situației când erau ei mici. N-are nicio legătură. Deci, aminteam, făceam eforturi mari să-mi amintesc ce făcea bunica mea Dumnezeu să cu mine, maica mea de asemenea, ce făceau ei acolo. Ceea ce făceau el era foarte bine. Iată pentru mă. pentru de atunci, Pentru atunci. Acum aceleași lucruri aplicate ca atare, nu nici unul dintre ele nu mai e bun, nu mai are valoare, nu mai are... S-a schimbat, schimbat eu, totul. Eu am înțeles un lucru extrem de important. Când Maia era mică, am realizat că joaca este limbajul iubirii dintre părinți și copii și nu sunt niște cuvinte spuse așa așezate într-o propoziție ca să sune frumos. Atâta timp cât nu te iei în serios și cât reușești să te joci și să devii amuzant pentru copilul tău, ai ușa deschisă spre inima lui, spre mintea lui și spre orice rezolvare uh -huh. de problemă. Și toate lucrurile pe care eu le-am considerat importante pentru Maia, le-am împachetat într-o poveste pe care i-am spus-o pe înțelesul ei. Atunci când trebuia să înțeleagă ceva important pentru mine și pentru ea. Noi am trăit o experiență puternică. Tatăl ei, eu și tatăl ei ne-am despărțit când ea avea patru ani. Explică unui copil de patru ani de ce el a trebuit să plece și de ce ea a trebuit să rămână cu mine. Învață să gestionezi dorul ei și absența lui într-un fel în care să nu-l transformă pe el în dușmanul de clasă și nici să nu-ți rănești copilul. Foarte Poți să greu. crești un copil în echilibru. Dacă ești un părinte generos și nu pui nemulțumirile tale pe primul Uite, plan. Vreau să te întreb, e o situație specifică zile de astăzi? Cred că întotdeauna, tot vorbim despre asta, cred că întotdeauna s-a întâmplat așa, dar acum cu această viteză cumplită se întâmplă și mai des. Părinții divorțează pe capete. Așa. Uh, unii dintre ei nu divorțează, deși ar divorța. Spunând, deși ar divorța, să <laughs> vede de dragul copiilor. copilului. Și să vedem în privirea lor lucrul acela. Uh, uh, Tăișul acela cumplit, uh, mijirea ochilor în prezența fostului partener, așa, dar motivul spus și unul altuia și la toată lumea este asta e ce să facem. Și eu mă amintesc uh, ce, ce povestei tu, mie mi s-a întâmplat și mie mi s-a întâmplat. Ai mei, nu când aveam eu uh, patru ani, ci când aveam doi, ceea ce a fost mai bine, că atunci încă nu înțelegeam. După care, bunica, încă o dată spun, a fost un element extrem de important în această ecuație. Important este să existe un adult deștept. Un în adult tot deștept, bunica mea, bunica mea, clar, cea mai deșteaptă Măcar din lume. un, un, adult un da. Deșteaptă și pentru mine și pentru toți ceilalți a fost uh, uh, bunică, Da. Și a făcut în așa fel încât eu să înțeleg că am doi părinți care au plecat pe drumuri diferite și mi a explicat în funcție de vârsta mea. Și când aveam 5, mi-amintesc, vag, când aveam șapte, mi-amintesc... Foarte bine, bine, da? Uh -huh. Și mi-a explicat. Și iată, am crescut cu părinții, cu fiecare, cu viața lui. Dar tu, simțindu-te întreg, și eu că simțin, stând e doar într-un dintre locuri, nu avea cum să stau una amândouă și mă gândeam acum, n-aș da un sfat, că fiecare cu situația lui. Dar te întreb și pe tine. În momentul în care doi oameni nu mai au ce cum să împartă un loc, nu cumva dacă stau într-un mod forțat, artificial, la un dat, copii care sunt foarte deștepți, cum înțeleg? Și Eu cred că afectează și mai în, tare. În carticica asta pe care, despre care vorbim și pe care ți-am adus-o, cred că aici, dacă nu pe blogul meu, mirelaretegan.ro, există un text foarte frumos. Toți copiii merită doi părinți fericiți, împreună sau separat. Dacă părinții ăia sunt fericiți împreună sau separat vor avea grijă să facă echipă și să crească un copil fericit Nu cred în această scuză Nu cred că doi oameni rămân de dragul copiilor Rămân pentru că sunt prea comozi Rămân pentru că nu au condiții financiare să se despartă Rămân pentru că nu vor să uh, facă față dezaprobării familiei și societății Nu vor să împartă rămân televizorul la de, de, de milioane Dar copiii sunt ultimul motiv adevărat pentru care doi oameni care nu se mai iubesc mai împart același acoperiș. Asta e argumentul avocățesc urât. Dacă e chiar folosit chiar ăsta să scos cum se spune, copilul la înaintare. Deci chiar e, uh, chiar e urât. Uh, Eu cred că astăzi era spun bun. Nu. Astăzi este uh, cel mai frumos dar pe care noi îl primim în fiecare zi. Și astăzi trebuie să facem tot ce țină de noi să fim fericiți. În, fără să le facem rău celorlalți, Fiind noi fericiți, le putem face mult mai mult bine. Corect. Și cum spunea cineva mai de mult, bine, a spus mai multă lume mai de mult, dar eu am, mi amintesc că a spus tot bunica mea la un moment dat. Mi-a zis, poți să faci ce vrei tu în lumea asta, ce vrei tu, dai grijă să nu-i deranjezi pe ceilalți cu ceva din toate aceste lucruri pe care le vei, le vei face. Și ca să spun ce am, face căzut, antren... am, am căzut, de multe ori, n-am ascultat, am m-am împiedicat m -am și pe mine și am piedicat uh -huh. și, pe, și pe alții. Dar învățăm Dar și învățăm. revenim, și în fiecare zi avem șansa să o luăm de la capăt. Antrenorul părinților vine și învață pe părinți, exact ce ții tu acum în mână, jocuri de jucat în trafic. Jocurile e cele mai simple. Mâine să vorbim puțin, e un Mâine apare. Mâine Mâine apare. la toate chioșcurile din țară. E un CD uh... în care eu și fetița Zurli și am fetița intrat Zului. în studio și am Registrat 10 jocuri demo, fiecare joc este jucat de noi, ca exemplu, și tu în mașină cu copilul tău, și cu soția ta, și cu bunica, dacă cu ochii sunteți pe mai volan. Cu deci nu nu, 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 nu mulți Totul este pe bază de uh, imaginație mintea este singura care trebuie să fie trează. Este un instrument excelent pentru că de obicei în mașină copilul ne exasperează cu da când ajungem, da cât mai facem, da se satură și de cântecele. Eu nu recomand vizionarea tabletelor la drum, deși majoritatea părinților, primul lucru în momentul în care intră mașină, pun tableta copilului în brațe sau sunt mașini cu ecrane pe scaunele din față, pe spătarele scaunelor da. din față. Și pe Disney și îl și lasă, da, lasă acolo și ei își văd, se mai ceartă, se mai împacă la mm -hmm. un drum lung părinții își rezolvă problemele în față. Am, am inventat jocurile astea pentru că, în primul rând, pentru că vrem să petrec timp Bun, cum maia cât stăteam în mașină, și în al doilea rând sunt jocuri care te ajută foarte tare să afli mai multe lucruri despre ce li s-a întâmplat în ziua respectivă. Și să depășești răspunsul lor la întrebarea cum a fost azi la grădi, bine. Și acolo s-a terminat orice explicație. Toate jocurile astea, de fapt, dincolo de faptul că uh, îți uh, asigură un, un timp plăcut în mașină, te ajută pe tine o mare să afli ce știe, ce nu știe, ce înțelege ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, cu cine a relaționat sau, din potrivă, cine uh -huh. l-a supărat astăzi de fapt, pe copilul tău. schimbă un timp dedicat prin lege plictiselii uh -huh. și, de fapt, un timp absolut inutil <laughs> pe care îl parcurgi la volan, stând într-o mașină, abia așteptând să ajungi unde vrei să ajungi, îl schimbă complet cu... Într-un timp de bucurie. De bucurie. Iar antrenorul părinților, de fapt, îi declanșează pe părinți la joacă, le amintește că nu ești penibil dacă te joci cu copilul tău, că nu trebuie să te duci la restaurant cu el și să-i pui telefonul în mână ca tu să mai vorbești cu nevastă ta încă o jumătate de oră și pe urmă când vine mâncarea să ești, da, termină, dragă, cu telefonul ăla pe care că tu l-ai pus da, în mână da, da. că m-ai e nebunit. Și că uh... e, e momentul mesei, așa am stabilit eu. Da. Așa este. Uh, și îi, îi învăț practic lucruri pe care ei pot să le facă. Am făcut anul trecut uh, workshopuri în țară, și acum, în luna mai, o să merg în opt orașe din România, unde vin sute de părinți și, împreună cu mine, timp de trei ore, își amintesc, de fapt, ce înseamnă jocuri. Înseamnă cum îți trezești copilul dimineața. De la uh, Hai, iubita, lui tati trezește de până la Acum te ridici din pat că te lasă acasă. Mai există câteva elemente de legătură pe care noi le putem activa. Da. Astea extremele, mai sunt și da, intermediare mai sunt... foarte bune Poți foarte să te bune, și distrezi, da? poți să te și amuzi, poți să te și joci cu el și să-l faci să se trezească dimineața cu drag Ascultându-te ascultându îmi dădeam seama că de foarte multe ori când ni se propune ceva, se face reclamă la ceva distractiv Un spectacol, un film, un joc pe calculator, orice, se precizează uh, V-am pregătit ceva, un film, ceva, o invitație pentru timpul dumneavoastră liber ei și-ți spun, nu știu de ce, mi se pare o prostie, de parcă eu știi exact, dacă tot vreau să beneficiez de oferta lor, unde în viața mea gestionez spectacolul respectiv. Pentru timpul dumneavoastră liber. Și iată prin ce povestești tu, ne dăm seama că nu că e o stupizenie, dar este și ilogică, nu pentru mai că nu e neapărat timpul liber. Da. Timpul petrecut la volan știi cât de, timp nu, petrece, nu e, nu e știi timp cât liber. Petre, știi cât petrece un părinte cu copilul lui după, 3 ani, după ce copilul face trei ani? Mai petrece? Cu, cu copilul? Da, cât? da, Maxim 3 ore din 24. O oră dimineața în care îl îmbracă, îl spală, îl hrănește, îl împachetează, îl urcă în mașină, îl parchează asta la grădiniță. Utilitare sunt astea, da, 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 că asta. Joagă nu? Că se joacă cu copilul. Nu, nu, nu. Deci, într-o zi din timpul săptămânii, nu... Un părinte Ai nu, petrece, nu petrece, nu deservește, deserve. copilul. face lucruri pentru copilul pentru copil, lui. Da, nu da. cu copilul. Da, Iar sâmbătă și duminica sunt terminați epuizați și abia așteaptă să meargă la lucru, să se relaxeze. Da, și se, au, au, și impresia că toată săptămâna s-au ocupat și jucat cu mic de la un nebunit. Și atunci vin eu și zic, hai să te învăț cum să facem asta cu drag. Hai să Le te învăț, Lu loc un pic. Hai să te învăț cum să strângeți jucăriile și să faceți ordine în casă, bucurându-vă, nu dând comenzi. Hai să te învăț cum să ții tu, tati, training-ul pe tine și să fii coechipier cu el, nu arbitru care scoate cartonașul galben, cartonașul roșu, fluieră, un 12 metri, ieși afară, schimbă. Asta face antrenorul părinților. Da, părinții, cred toți părinții din lume, dacă sunt zdraveni la cap, în teorie, așa ar vrea. Nu numai Unde? în teorie, din tot sufletul din tot sufletul lor, sufletul... Să știi că foarte mulți nu știu. Nu știu. Au uitat bucuria lucrurilor simple. Să iau atât de... Aici, aici pierdem și relațiile. În momentul în care devenim foarte serioși și s-a dus năsuc în năsuc, obrăjor, -obrăjor urechiușa, în obrăjor, urechiușă în și buziță în buziță, s-a cam terminat și poezia. Și lucrurile... Nu, dar așa e. Știi, uite, mă gândeam, veniți spre radio neștiind că o să discutăm lucrurile astea, așa. mă gândeam, nu numai Când la noi în ceară, pe, peste tot. În toate discuțiile legate de un proiect anumit, toți sunt profesioniști. Când da, prezentăm pe cineva, chiar. specialiști profesioniști, toți sunt serioși. Când e o întâlnire în aceasta de lucru, cum se spune, nimeni nu vine cu o glumă să de să spargă puțin atmosfera aia de gheață. Bun, lucrăm, facem, avem un proiect extraordinar, suntem super profesioniști, mă, dar suntem oameni super profesioniști, nu suntem niște mașinări. Din păcate Te facem asta și to ca părinți. Da, toți suntem de serios, bună ziua, vă da, prezint da, da. un domn care este, uitați viul lui, deci am presa că vorbesc data și cu bălălaltul, că avea și la un frate din Star Trek, cei doi roboți între ei, fiecare serios, fără sentimente și așa mai departe. Este stupid, toți considerăm că e stupid, suntem convinși și procedăm ca pentru că se duc după o rețetă, deși uh, toți prietenii mei și-au dorit să fie părinți ca mine. Toți oamenii cu care eu mă întâlnesc și care văd relația dintre mine și fica mea, visează într-o zi să aibă genul ăsta de relație. Dar ai zis că e simplu. Și e foarte Păi eu asta fac acum. Asta Ce să fac. mai viseze? Scriu cărți, scot CD-uri, țin workshop-uri în care să le arăt că, de fapt, ei singuri fac. Eu nu fac nimic pentru ei. Le crezi doar cadru în care Din, sunt. din acest CD cu 10 jocuri 10. spune că sunt. Da. Și a mai fost unul, jocuri de jucat în trafic. 1. Unu. Uh, poți să spui puțin despre un joc să-mi dau să seama? Nu, să deschidem CD-ul, că nu mai țin minte. Despre că... nu am o forfecă, e bine, e bine acolo. <laughs> am primit, un, am primit un, un mesaj zilele trecute în care întrebat mă întreba o mică ce jocuri am putea să ne jucăm cu un copil de un an și jumate? Și am zis, cu cubau, doamnă! E tot și ce nu în sensul să ce și jocuri ne putem juca eu cu tata ca nastră cu copilul dormind. <laughs> da. Nu, cu tot cu copil. <laughs> Uite, recunoști recunoașteți melodia. Ăsta e un joc în care unul dintre uh, participanți, alături sau, copilul, sau dăm drumul cântă. la radio. A, nu, na. Și celălalt recunos... trebuie să recunoască melodia. Cu vocea mea, acum asigur recunoaște Da, cine. cu siguranță. Fără da și nu. Uh, orice te întreb, îmi vei răspunde fără da și nu. Răzvan, ești răcit? Câteodată. <laughs> uh, astăzi ai luat vreun medicament? S-ar putea să fi luat. Uh, Mâine <laughs> o să greu, te simți... e, Da! <laughs> e greu, da, foarte tare. Recunoaște sunetul și trebuie să scoți diverse sunete, și copilul să le recunoască. La, din și nou, pe la mine e simplu, eu vorbesc și tu spui, uite, un om vorbește, dar ne dă seama atât de greu. O să. O să le exersez și o să-ți dai seama Că avem nevoie de antrenament Ca să ne amintim Jocurile simple pe care le jucam în copilărie Jocurile, deci, de pe uh, cd a doua ediție uh, Sunt altele decât Am la prima, că, nu? Altele Aha. decât la prima, da Ok, asta e cu da și nu e foarte tare Sunt multe, că o să-ți placă Cum e limba zurli? Există câteva cuvinte în limba zurli Chingilingi, de exemplu În limba zurli înseamnă te iubesc Uh, Ei, uite și bonus trec aici, ținghiling, e și o piesă E un seama. joc, un cântecel uh -huh. care se joacă, da, ăla, îl jucăm acasă Sau îl joacă cel care nu conduce e Avem și un compozitor, Cornel, Cornel Sorian. Sorian Pentru Cornel, uh, Cornel Sorian este uh, tatăl copilului meu Fostul uh, lider al trupei Stigma, dacă îți mai amintești jumătate, tu jumătate Eu da, știu da, că da. sunt fraier, cântecele da. din anii 2000 este a fost un meu partener și care este Te să astăzi... să-i spui dacă se poate că eu sunt unul dintre, uh, nu puținii, că pe vremea aceea nu se fura atât de multă muzică, dar am acasă un CD, CD da, cu... de mii de stele. Care da, exact, exact. Și ei, pe care l-am primit, ghiși de la cine? Nu știu. Ghiși de la cine? De la, de la ei. Ce dragut, într-o emisiune. Da, da, da. Uh, Cornel este datăl Maiei și uh, el trăiește acum la Londra, este producer, face muzică de film și de teatru și îmi face mie ce le I-am spus de atunci. <laughs> nu ai vrea să vezi Londra? Și uite că... <laughs> e acolo de, de șapte ani de zile și din fericire... Este pentru mine un partener foarte bun Pe cântecele, găștizurile Eu scriu versurile, el scrie muzica Și copilul nostru O să Fii câștige atent. toate drepturile de autor Am o prietenă pe care Nu că o, o admir foarte tare Și nu că o invidiez Ci mă gândesc cum ar trebui să facă oamenii Să procedeze ca ea O prietenă mea care a plecat în Elveția De foarte mulți ani Și care de-a lungul vieții A avut trei au patru relații de lungă durată Acum este măritată de mai mulți ani Are un soț un elvețian extraordinar Am cunoscut un băiat de nota 100 Dar a reușit cumva Să păstreze o relație minunată Cu, cu toți foștii poștii ei Cu toți Repet, nu sunt, îi, îi cunosc Nu sunt mulți, doi sau trei O, o doamnă, acum spre, spre 50 de ani Și mă, mă gândesc pare atât de natural când se... Nimeni nu se supără. Deci cre, diferența dintre să mine și prietena ta e că eu l-aștept el <laughs> pe elveția lângă. Pe elveția lângă, da, da, da. E. Și lucrează și în IT, un băiat extraordinar. Și Super. Ă, la un moment dat, -o, la o petrecere noastră cu niște ani, s-a întâmplat cumva... Și trei dintre acești oameni au fost prezenți. Ei tot știind că într-o anumită perioadă a vieții au, au... făcut parte din viața bineală. De... Da. Și modul ei de a se comporta a făcut mereu în așa fel, încât niciodată ceilalți să nu se supere. Să aibă. Știi, mă, sentimentul ăla de, cum au bărbații, uh -huh. de proprietate, de uh -huh. ceva să-a ceva. Deci sunt unii oameni care reușesc lucrul acesta și mă întreb, pe ea n-am întrebat-o niciodată, cum. Dumnezeu, trebuie să te naști așa Sau și nu, asta trebuie se să poate te împaci. Trebuie să te împaci cu tine trebuie Nu, se învață tu Și tu spuneai că ai păstrat o am relație bună Am păstrat o relație, o relație bună, bună cu absolut toți oamenii importanți din viața mea Și cu bărbații importanti Care mi-au marcat destinul Și de la care am avut de învățat foarte multe lucruri Dar e o de educație În momentul în de care educație, realizezi nu. că ție îți faci rău păstrând o relație, păstrând resentimente, nu mai e despre celălalt, e despre tine. Să ai o relație bună cu un fost partener înseamnă de fapt să-ți faci ție cel mai frumos cadou posibil din tot ce a rămas în relația aia. Nu știu dacă ai dreptate. Sunt egoistă, e pentru mine. Eu mie îmi fac bine rămânând în relații bune cu foștii mei parteneri. Mă înțeles că a fost la un moment dat un film, nu știu cum se cheamă, cu Adam Sandler, Zapând prin viață ceva de genul ăsta În care el, actorul, găsește un fel de telecomandă, da, telecomandă Cu care sare peste secțiune din viață Despre care crede că sunt irelevante. Uh -huh. Și seamănă, nu puțin, ci mai mult cu, cu ce povestești Pentru că dacă luăm trecutul nostru Și uh, începem să scoatem cu lopata uh, Șapte ani petrecut cu cutare Vai de mine ce tragedie Încă trei în care nu știu ce s-a mai întâmplat Aoleu am stat cu nenorocita sau cu nenorocitul Ne-am mâncat zilele. Și tot extrage așa cu sacul uh, perioade foarte mari te trezești că nu mai rămâne nimic. Eu din fericire am înțeles că nu ne întâlnim întâmplător cu niște oameni iar bărbații din viața mea au fost pentru mine cel mai important motiv să evoluez. Să învăț să accept, să învăț să renunț, să învăț să merg mai departe. Și au evoluat și ei. Ceea deja este treaba fiecăruia. Eu vorbesc despre ce am înțeles uh -huh. eu din poveștile astea iar Maia, fetița mea, este pentru mine principalul motiv de bucurie și de. Ce zodie. Uh, e gemeni. Și tu? Eu sunt leu. Leu. Maia este gemeni cu ascendent în balanță. Uite că e ascendentul. Eu sunt leu cu ascendent în scorpion, iar tatăl ei este scorpion cu ascendent în leu. Noi. Eu sunt. Uh, foarte... Fac și o parte din. De, de fapt, nu e regula de trei simplă. Așa. Deci, dacă tu ești leu cu ascendent în scorpion, și atentă ce întrebare am avut de joc. Și partenerul tău. Este... este, scorpion cu ascendent un leu. Ești ce șansă, da? Nu? nu? Așa. Ce și ascendent am eu? Uh, scorpion cu scorpion? Exact. Bravo. <laughs> <laughs> Bravo. Da, da, da. <laughs> La București, La FM. La București FM. Fem... Da. Uh, astăzi. astăzi Astăzi este despre astăzi Era să spun revenim, nu revenim Că nici n-am plecat vreo secundă O carte care pe data de 24 Spunei se lansează în mod oficial Pe 24 Astăzi și mâine ea poate fi comandată Cu autograful meu De pe site-ul editurii Curta Veche Iar pe 24 La ora 18 La Carusel Cărturești În Centru Vechi, pe Lipscani O să fie lansarea pentru uh -huh. publicul larg o să fie un eveniment frumos acolo și îi aștept pe bucureșteni și nu numai cu mare drag să ne pupăm, să ne îmbrățișăm și să le dau autografe. Și înainte cărțica. de 24 mâine. se mai întâmplă lucruri cum mâine. ar fi mâine. să dăm -ne la întâmplare mâine când apare în mod oficial la Spune toate cuiunșcurile din jocuri România Jocuri în trafic 2 Un CD înregistrat Cine de mine fetița Mina? Zurli? Fetița Zurli este e și pe principalul de personaj al găștii Zurli Cu care tu o să faci în curând cunoștință Pentru că va crește copilul tău Și soția ta va zice Doamna aia de la Zurli Nu cumva a fost la tine în emisiune Că vreau și eu să merg la spectacol și mm. nu mai găsesc bilete Nu se, Așa e deschis, și, și știi ce o să zici că... Răzvan? Mirelo! Da, da, da Nu mai ascult nimic da. în afară, dar am o căsuță nu. mică Nu, să -mi zic și... așa adăci. Auzi? <laughs> da Nu am avut un dat de curând acum o emisiune cu la <laughs> Retegan, Ba da Aha <laughs> 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 Și de aici pleacă toate, da, da, corect uh, Vom avea și CD-ul E o întrebare clasică, îmi cer scuze, dar o adresez de fiecare dată CD-ul care încheie trilogia? Nu știu, a. dar nu încheiem Nu, încheie trilogia, după care începe o a doua trilogie nu, jocuri de jucat în trafic sunt fără număr. Fără număr. Și în funcție de inspirație o să um, scoatem următorul CD și următorul CD și următorul CD. Îți place galbenul? Da, îmi place sunt solară Corect. Îmi place soarele. Uite și pe carte, coperta e da, un da, soare da, și da. cu punctul din mijloc unde... Dar și roșu. Și, roșu, și da. în studio și pe coperta 4. <laughs> cu o în aceeași care combinație. Da, da, da. Da. Îmi, plac culorile, îmi plac culorile și îmi doresc foarte tare o lume cât mai colorată Iar Gașca Zurli este cadoul meu pe care eu l-am făcut copiilor din România dorindu din toată inima o lume cât mai veselă și cât mai colorată pentru ei uh, Uite, uh, dacă îmi dai voie cu o carioca virtuală să colorezi niște Traf. rânduri din cartea ta uh. Scrie foarte simplu și cred că toată lumea se gândește, dar până acum chiar nu am auzit în afară de mintea mea pe nimeni spunând așa ceva. Î, da, spune Mirela în cartei. Am dreptul ca un om să-mi displacă după tot ce am auzit despre el, iar mai apoi, cunoscându-l mai bine, să-mi dau seama că el nu e așa cum spuneau ceilalți și să descoper că de fapt îmi place. Am dreptul să mă răzgândesc. Și uh, am observat că de foarte multe ori noi, cei mai mulți dintre noi, ne, ne temem, nu dorim, chiar dacă mintea noastră se ceva face. se clatină. Și da. bă, ideea aceea pe care am pornit ca tăvălugul parcă nu mai e atât de bună. Are foarte multe fisuri. Da, dacă tot am pornit așa și ne-am văzut Răzvan, lumea. În momentul în care accepti că ai dreptul să renunți și să revii și să reconsideri, nu te mai poate constrânge nimeni și nimic. Corect pentru că astăzi am timp să fac asta, nu ne știu trebuie dacă mâine mai am. Și aici să ne spună, dacă tot te răzgândești fă public, fiecare om se răzgând, se poate răzgândi. E natura umană. Dar nu cred te că fi... ne îndreptăm spre asta. Eu întâlnesc din ce în ce mai mulți oameni preocupați să să fie cât mai onești cu ei și, și cu, cu ceilalți și cred că cred că e un curent, cred că despre asta e vorba. Cred că asta s-a întâmplat în 12 a, 12 a 2012 de fapt. Uite una grea Te rog <laughs> Asta este... Bineînțeles că bine vreau să spun atât de ușor Nu și sunt convins într-adevăr, dar în momentul în care te izbește Ca și un medicament bun Așa Bun, nu neapărat medicament de la da. farmacie Când te izbește e doza aia șoc, în primul de. moment simți o izbitură Revelatoare După care, după care îți dai seama că izbitură și e nu, foarte și plăcută Și nu te mai întorci niciodată la ce ai fost înainte Corect, zice așa Crește să fugă spre tine, nu de la tine este un, uh, unul dintre uh, capitole. O să că e ușor, este... nu e așa? Uh, nu, nu e ușor. Ah. Nu e ușor, dar se poate face. Cartea este împărțită în două părți. Prima parte uh, sunt articole în care eu vorbesc despre lucrurile care nu au neapărat să fie ce frumos Poți să te citesc? Te, rog. te rog. <laughs> uh, asta, Cred că și asta e o premieră. O întrerupe Mirela așa, ca să mă citești. Cu cuvintele <laughs> Ca să folosesc cuvintele Mirelei okay, te rog. Este minunat ce scrie aici Eu așa consider Eu îmi cresc că copilul să fugă Dar să fugă din orice loc s-ar simți în cel mai mic pericol Să fugă mâncând pământul Atunci când în jurul ei se întâmplă lucruri nesănătoase Să fugă de compania celor care creează și alimentează conflicte Să fugă din calea oamenilor răi Să fugă de găștile care demolează să fugă din locurile din care nu are nimic de învățat, să fugă de la petrecerile plictisitoare, de cărțile care nu au nimic de spus, de oamenii care nu-i se potrivesc de muzica pe care nu, o, care nu o reprezintă. O învăț de mică să fugă. Ea trebuie să știe care voie și că uneori fuga e foarte sănătoasă. Unde să fugă? La mine. Locul cel mai sigur de pe planetă. La mine va găsi mereu pace, liniște, iubire, lucruri sănătoase și armonie. Ușa mea este deschisă pentru ea. Minunat. Deci, minunat. Știi Mulțumesc. Că, deci, ca să încep că Deci, minunat, într-adevăr Da Și asta e ușor? pentru că E ușor, după ce ai înțeles Că, de fapt, copilul tău Este tot ce ai tu mai bun Pe lumea asta Și este cel mai important motiv al tău Să evoluezi Totul devine foarte ușor nu există nimic mai important pentru mine. Scriam dimineața un text. Uh, eu public pe MirelaRetegan.ro foarte des. E blogul meu, citit într-o foarte mare măsură de bărbați, dacă-ți vine să crezi, pentru că sunt... Uh, din categoria femeilor care fac loc taților în viața copiilor lor și fac loc bărbaților. Noi am crescut ușor defecte femeile și mamele din ziua de astăzi cu modelul mamelor noastre care făceau absolut tot pentru că era mai simplu așa decât să-i explice și uh -huh. lui ce are de făcut și eu vin și susțin tații care își doresc să facă parte din viețile copiilor lor și să facă parte din familie mai mult decât cel care vânătorul care se duce să vâneze hrana de zi cu zi. Și <laughs> am scris azi dimineață un text pe care o să-l public mâine, apropo de etichete. Eu, eu scriu despre ceea ce întâlnesc în viață. În uh, ultimul turneu pe care noi l-am făcut, care s-a încheiat săptămâna trecută, am fost în 19 orașe, 25 de spectacole, 40.000 de, de spectatori. De nenumărate ori mi s-a întâmplat să vină părinți cu copii și să-i spună cop părintele hai, cere autograf! mie îmi zic tanti prezentatoarea, ăsta e rolul meu din spectacol hai zilul tanti prezentatoarea fai, o oh, doamnă, e atât hmm. de timid e așa pămpălău, e avem nevoie, simțim nevoia noi oamenii, părinții să-i scuzăm pe copiii nu. știți că el e cam timid, știți că el uh, nu prea se manifestă știți Din nou că... extremele sau la pun opus copilul meu știe să spună poezii de la trei luni, este de obicei că nu-i prezent, am observat că mulți părinți fac așa, A, asta e nimic Eu am o problemă, Stai când, când, când fim, ce, eu, ce fime. zic ei când nu sunt copiii, nu mă interesează da. dar ce zic ei când copiii sunt de față știți, iertați-l, copilul meu nu are stâmpăr, copilul meu este Dezordonat Și copilul, copilul aude Asta sunt lucruri foarte grave Și uh, scriam dimineața De ce nu zic părinții Vă rog frumos, răzbane, te rog frumos să mă scuz că eu Mi-am făcut copilul ăsta atât de tântălău. Sau scuză-mă răzbane că eu Mi-am făcut acest copil timid Și uite mi l-am făcut așa și acum nu mai pot să-l schimb Cumva avem nevoia de a ne scuza în fața celorlalți că nu este copilul nostru conform standardelor pe care le așteaptă societatea. Lasă-l în pace, e altfel. E un copil retras, e un copil introvertit, e un copil plin de energie. Nu-i mai Așa pune de tăntăleși suntem noi ăștia mari? Noi ăștia mari suntem neatenți. Bate cordurile la stupizeni suntem în toate ne... domeniile posibile? Sunt, suntem doar neatenți. Nu realizăm că fiecare cuvânt... Tu mai ții minte vorbele bunicilor noi. Fă bine și adă apă, fă bine și închidă ușa, uh -huh. fă bine și taci din gură, fă bine și du-te pe treaba ta. Unde cuvântul ăsta bun, bine? Mai era un lucru, bătea cineva la ușă, întrebai cine, știi ce spunea? Om bun. Om bun dar bunicii noștri părinții noștri nu le mai foloseau din păcate, Mulți din... noi suntem generația aia, știi, care n am mai avut parte de înțelepciunea bătrânilor noștri, care uh, puneau acest fă bine în orice uh, acțiune pe care ți-o dădeau să o faci, au venit părinții noștri care s-au trezit uh, prima generație la oraș și n-au vrut să fie nici ca părinții lor țărani nici nu știau să fie mai buni de atât și noi suntem cumva între ei dar sunt sigură că noi noi suntem generația părinților care încep să se așeze, să se uite la copiilor și să-i crească în spiritul valorilor cu care, de fapt, bunicii noștri uh, uh, ne-au crescut. Și singure valori reale, nu sunt altele. sunt. ce alege, altceva, alea sunt aceleași, oriunde nume te-ai duce. Uh -huh. Vorbim despre aceleași lucruri și despre aceleași nevoi: da. iubirea, răbdarea, acceptarea, afecțiunea sunt nevoile tuturor oamenilor. Ce te faci dacă niște părinți, ascultând această emisiune, citind cartea, nu una sau cealaltă, toate la un loc, te caută pe blog sau pe, pe pagina de Facebook, Așa. nu știu, și zice, bună ziua, am zis, zis că mi-a plăcut foarte mult cartea, foarte mult cd și emisiunea, toate mi-a plăcut foarte mult, am zis că sunteți antrenoare de părinți, eu sunt părinte, când vin la antrenament? Ha, ce drăguț! O să am în luna mai, 8 orașe, o să le anunț pe site-ul meu Pe mirelaretegam.ro Nu le știu acum din cap Sunt 8 orașe în punctele principale Cum se din desfășoară? Seară. Părinții pun întrebări? Nu, Cum? Nu. Cum? Uh, Cum se desfășoară? Am... nu E, e, pas, ca, la, pas. e ca, la curs. ca la curs Deci ei vin într-o sală În care 300-400 de părinți Fiecare are locul lui cu carnețel, cu fără, pix, copii. fără copii. Fără copii. N-ai cum să te vin să învețe, nu vin să fie atenți la copiii lor, da. și în plus cu copiii de față nici nu se declanșează, nu se manifestă. Și uh, eu îi învăț uh, pe capitole: jocuri de jucat în casă, jocuri de jucat în trafic, jocuri de jucat la cumpărături și exemplific cu ei lucruri pe care ei le pot face concret iar la final ne jucăm împreună, pe perechi, doi câte doi, rem pompi, cucubau, aram zam zam, uh, salata de fructe. I, uh, mi s-a întâmplat, nu mai știu unde eram, la Constanța, la fără 10, să spun, vă mulțumesc foarte mult după 3 ore și unul dintre părinți, părinți să-mi spună, da, e fără 10, mai aveți 10 minute, unde vă grăbiți? Nu, lucrez cu ei, efectiv, și ei pleacă de acolo. A fost o, o întâmplare foarte simpatică la Brașov, Eram uh, în sala de conferințe erau vreo 400 de părinți, s-a terminat uh, întâlnirea și antrenamentul și uh, părinții au plecat și un domn strângea mesele cu cineva de acolo și zice Bravo doamnă! <laughs> Zic mulțumesc! Să știți că mi-a plăcut! Nu, no, mă bucur dacă m-a <laughs> plăcut, eu ardelea încă fiind, mă simțeam ca peștele în apă Zice, doamnă să știți că eu lucrez aici, la sala asta și aici au fost tăți. Tați da trainerii, tați da ăștia de parenting Pa ce au trecut. Și te da, zice, am spus lui nevastă mea, eu eram în concediu, de am zis lui mea, mai vine una să mă învețe cât de prost îmi cresc eu copilul. Da, da. Mă duc să văd ce zice. Ce zice, am venit, v-am văzut și i-am scris lui nevastă mea, nevastă, eu mai rămân că i fain ce zice asta aici. Și zic, ok, care e diferența dacă... E ai mare rămas. Difer... Știi care e diferența? Știi ce mi-a zis? Mm. Mi-a zis, doamne, în primul rând nu mai ai făcut să mă simt prost că cresc copilul într-un fel, că ai venit și ai zis prima ce greșeli ai făcut da, și, nu și cuză. în al doilea rând tot ce mi-ai zis, dar eu știu să fac, dar nu știu că pot să fac. Da, da, că tu de fapt nu-i pedepsești pe oameni, pur și simplu rea le reamintești. Hai să zicem așa, într-un mod foarte diplomat. Le sau ne Hai să-ți dau un exemplu, uităm. da? Principala problemă a copiilor, a părinților, una, una dintre ele este mâncatul. Pentru că eu mă trezesc dimineața și îi pregătesc câte în lună și în soare și aranjez micul dejun și îl aduc la masă și îl pun, îi pun farfuria în față și el zice, nu vreau asta. Și tu te frustrezi. Adică după ce că m-am trezit, după ce că în loc să mă machez, să mă aranjez, am pregătit e nici nu vrei, nu, nu vreau asta, vreau altceva, dar nu vreau nici asta, vreau altceva. La, 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 la. Și se creează o stare de tensiune și, în general, mâncarea este un factor de stres foarte mare pentru mămici sau pentru părinții care trebuie să-și hrănească pui care n-au niciun chef să mănânce la ora aia. Și atunci eu învăț pe părinți cum să se joace la micul dejun. Și cum să-i facă pe copii să ceară ei de mâncare. De exemplu, eu mă jucam cu Maia când era mică, da, uite, du-te tu și spală-te, îmbracă -te și până atunci eu îți pregătesc o surpriză la micul dejun. A, îmi o surpriză, A, și da. Și toată lumea face ceva. Și îi puneam pe o farfurie un pumn de cuie și puneam peste ele capacul. Și venea mea, se așeza la masă și facea ce surpriză? Am zis, nu știu, ridică-ți capacul să vezi. Ridica și facea, mama, cuie? Da, iubita mea, tocmai le-am adus, sunt proaspete, sunt fierte, ia le ronțe, ele pe bună, îmi dai cuie să mănânc acum dimineața, da ce vrei, dăm ceva de mâncare. Am făcut-o să spună formula magică, să-mi ceară ea mie mâncare și orice i-am dat era mai bun decât erau cuiele pe care le aveam în farfurie. A doua zi inventam altceva, a treia zi altceva și era deja o convenție între noi. Știi ce înseamnă asta, Răzvan? Faptul că mie mi-a păsat în dimineața aia, că mi-am bătut capul 3 secunde să găsesc ceva care să fie amuzant și care să facă pe ea să zâmbească și să spună ai mama pe bune da. și mai mult decât un joc are și o povață și o morală și îl ții și îl și ții minte și spune mai devreme cu domnul tine, cu știi? mesele Așa. cred că acești oameni de fapt sunt cei mai buni barometru cumva, cei obișnuiți cu cei care se peringă pe da, scenă da, da, la da, microfon da, 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 la fel da. cum se întâmplă la noi cu regizorii de emisiune Deci pentru mine e atent de, da da. El, dincolo de, de reacția ascultătorilor. ascultătorilor Care, firește, este extrem de important A colegilor și așa mai departe A celor de acasă, a oricui din lume Reacția de, regizorului de emisiune Este cea mai importantă El e cel mai bun barometru Dacă nu e atent acum. Dacă, <laughs> e, e <aici>? a <laughs> dacă nu Dacă, dacă, <laughs> dacă nu Dacă el e atent Chiar și la Nu știu, pe o perioadă uh -huh. foarte scurtă un om care stă 8-10 ore și în fața lui se perindă realizatori și știri și emisiuni muzicale și așa mai departe, este practic imposibil să te poți concentra în fiecare secundă în afară de elementele tehnice. Dar la mesajul fiecarei propoziții imposibil. Nici tu, dacă îți propui, nu știu, să citești ceva, ți se mai duc gândurile da, și așa simt. mai departe. În momentul în care omul acela este atent, înseamnă că se întâmplă ceva interesant. Și iată ce mai bun aromător. Așa că domnul Cumesele, de fapt, el a definit perfect, el a. cel mai bun profesor. El ți-a dat cea mai autentică nota de 10. Și a făcut cea mai realistă comparație mm -hmm. posibilă. Cu atâția alții care au fost pe aici. A... Impactul pe care l-am avut asupra lui, ca părinte, da, 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 care da. a văzut niște lucruri. De apropiind de final, cumva, să reamintim sau să vă spunem, dragi prieteni, dacă ați venit mai târziu. București FM, BFM 98,3 Astăzi este despre astăzi Autoare Mire la Retegan Așa se cheamă cartea, așa se cheamă și invitata Ce coincidență, uite <laughs> Invitata, uh, cartea voară dacă doriți Și pe invitată <laughs> Dacă vreți să intrați pe site-ul nostru De București la. 24, uh, lansarea oficială A cărții, mâine găsiți CD-ul am toate mâinile ocupate. <laughs> uh, jocuri de jucat în trafic 2. Uh, primul mai e pe undeva? S-a dus. S-ar putea pe site-ul Zurli la magazinul Zurli să mai fie câteva exemple. Zim, uh, hai să adunăm încă o dată lucruri virtuale. Avem așa, blogul tău. Uh... Avem uh, uh, site-ul meu, blogul meu mirelaretegan.ro unde scriu pe blog hai în fiecare zi. să destul de des în fiecare zi. Nu? Aproape în fiecare okay. zi și sunt foarte multe articole acolo inclusiv jocuri și tot felul de campanii Panii. Pagina de Facebook sau nu? Pagina interese? de Facebook, A, așa. două pagini de Facebook, una oficială și una personală, urmărită de vreo 100.000 de mii de oameni. Mai fac o chestie foarte drăguță. Câți? 100.000? de mii? Da, acum șase luni am început uh, un regim alimentar Mănânc la ore fixe De la 7 dimineața la 7 seara Din trei în trei ore Trei mese principale și două gustări Și există pe Facebook un grup care se numește Fixul care mi-a schimbat viața Care are peste 170.000 de, de grăsuțe Care mănâncă deodată cu mine la ore fixe Deci nu contează de fapt asta și ca sfat așa ba da, a, dacă contează. Nu, să nu contează ce anume mănânci ba da. contează. Ba da, contează Doar că eu am înțeles Că nutriționiștii nu insistă asupra orelor fixe la care se mănâncă, ci asupra propriilor diete, pentru că asta e meseria lor. Și ei reușesc să personalizeze dietele respective în funcție de structura uh, pacientului. Dar, dincolo de aceste diete, mai mult greșesc nutriționistii. Nu, nu să dacă spun de greșesc. ce. Pentru că, în momentul în care tu te ducești doctor și recomanzi un, un medicament unui pacient, medicamentul acela a fost peste testați pe un număr de oameni, nu știu, 10.000, 100.000, întotdeauna, indiferent cât de viabil e medicamentul, va fi acolo un procent, unul dintr 100.000 de oameni a avut o problemă cu medicamentul ăsta, se specifică. Când vine un nutriționist, Deși altfel ca la medicamente, pentru că unui om îi place spana cu altul, ea nu, unul are alergie la ouă și așa mai departe. Niciodată eu nu experimentez... se asta. Când nutriționistul vorbește, hai să ținem un regim cu nu știu ce, peste eu nu pot să mănânc alimentele Eu, acelea. eu am ținut toate dietele posibile, am avut toată viața probleme cu kilogramele, iar de o jumătate de an am adoptat acest regim de viață, care... Din ce mănânci la prima masă, ca să te copiezi? Orice, da, orice. Șapte dimineața șapte, ai la 7 da, la dimineața mănânc foarte bine Este masa mea principală Și mănânc orice Asta mi-a plăcut Că poți să mănânci orice ai în frigider La 10 de obicei beau o cafea E ora mea de cafea La prânz mănânc ceva La 1 fix Nu mai poți să mănânci trei feluri de mâncare Pentru că mâncând dintre 3, 3 ore Nu mai ai nevoie să mănânci uh -huh. prea mult La ora 4 pot să mănânc ceva dulce sau un biscuit sau o... A, din 3 în 3 ore din 3 fizic. 3 3 ore fizic la copii. Și ultima? 7 seara. 7, după care gata. Nimic. După uh -huh. șapte seara, nu mai și ai simțit nimic. Și fizic, în afară de. Nu afară fizic, de da, în afară da. de kilograme. Au o stare foarte bună. S-au întâmplat niște transformări psihologice. În primul rând, a murit somalezul, care cred că exista acolo în stomac dintr-o altă existență și care mânca tot timpul, a de fapt, ronte. am simțit nevoia să ronce. De fapt, nu e un somalez, e o tenie somaleză. Tenie somaleză. Deci, așa am sentimentul și la mine, câteodată, toată care mă trage are o forță apoi, spre frigider și stau acolo lângă apoi bine. Lângă a dispărut frigider. ceva foarte important. În sentimentul de vină De fiecare dată când mâncam ceva ce îmi place Sau, De o, parcă olio. furai din frigiderul da, da, da uh, Și este pentru prima oară în viața mea Când eu sunt stăpânul mâncării Eu hotărăsc ce bergea. mănânc și la ce oră mănânc Nu mi se mai interzice nimic Dar aleg eu dacă mi-e poftă de ceva Uite acum este 3 fără 5 Pot să mai rezist încă o oră Și să mănânc la ora 4 Ce vreau eu 170.000 de oameni De români din toată lumea Sunt pe acest grup care se numește Fixul Care mi-a schimbat viața Și sunt niște rezultate absolut spectaculoase Pentru că dacă eu nu mi-am propus Să slăbesc foarte mult N-am fost niciodată slabă Ar fi culmea să mă apuc acum la bătrânețe Sunt oameni care au slăbit Câte 30 de kilograme în, Într-o jumătate de ani. Te zici că s-au -o, o mare repede a? Da, instant Deci Aha. este... Sun Să încerci. Da, păi nu, da, așa, da. fixul care schimbă viața și apoi, pentru părinții care iubesc gașca zurli și care știu uh, deja ce înseamnă prezența noastră în viețile lor, avem www.zurli.ro Există că am uitat. Iubirea este... Am uitat limbajul cuvântul. iubirii dintre... Ah, cinghilinghi. Cinghilinghi, așa, așa. Că nu, da, nu reușeam. așa. Pe canalul nostru de YouTube, unde avem 200.000 de subscriberi și 350 .000 .000 de milioane de vizualizări. <laughs> Dar are multe zeroul cu chestia asta. <laughs> chestia asta pe care ai spus-o, nu da, multe zero Știi care e partea frumoasă? Noi suntem singurul artist din această zonă, din Europa, care s-a dezvoltat fără să aibă o producție de televiziune în spate. Peste tot în lume există o gașcă care s-a născut în urma unor producții de televiziune. Da, din, în ziua de azi nici nu te mai gândesc, gândești că se poate altfel. Și uite că. Da, și nu știu cum e, dar, minte, dacă, ar fi. Da, dar minte, dacă ar fi. Final de emisiune, 3 minute în mod oficial până când încheiem în comunitate. Mii de mulțumiri pentru că ai Acum venit. Cu mare drag, mi-a făcut mare plăcere. Sper Așa. că te-am ajutat să uiți un pic de Nu da, Am mai făcut uh, criminal de somalez, dar nu somalez, doamne ferește, somalez e aceea din existența uh, țării respective, ci somalezul acela din mintea noastră care ne suge de energie. Ne oferă numai frică, că... teamă Și crede că ne Când și guvernează viața da. Mii de mulțumit Te mai așteptăm cu drag pe la noi Să vii de fiecare dată Să nu uitați de carte Și eu te aștept la lansare pe 24 aprilie Ora 18 Care să-l cărturești în centru vechi Te aștept cu drag Cu drag la mine știi cum e, Tot am vorbit de matematică E funcție de da. Funcție de cel mic Eu te-am invitat Poți să vii a... cu cel mic O, o să, să încerc cu mare drag Și poate cu vocea mea astăzi despre, este despre astăzi, Mirela Retegan, cartea, jocuri de jucat în trafic, Mirela Retegan, uh, jocuri pentru toată lumea, doar pentru copii. Și, nu, de fapt pentru copii și copii dacă vor îi pot lua și pe adulți cu ei. Ce bine ar fi, de fiecare dată. O zi minunată îți doresc Mulțumesc și vă, dragi prieteni. Sărbători fericită! De asemenea. Bucurește fem. știrile care-ți vin la fix și genul tău de muzică.